Un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost reținut pentru 72 de ore după ce a comis mai multe acte huliganice în apropierea ambasadei ruse la Chișinău. Chiar de ziua președintelui rus Vladimir Putin, el a scris cu grafiti pe poarta misiunii diplomatice Putin ucigaș și a aruncat peste gard petarde și artificii. Gestul bărbatului este cel mai probabil unul de protest împotriva războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Pentru faptele comise însă, acesta este cercetat penal pentru huliganism, informează Poliția Capitalei. Un bărbat în vârstă de 40 de ani, originar din Rusia, a comis mai multe acte huliganice în apropierea ambasadei ruse. Acesta a vandalizat poarta ambasadei cu grafiti, a lansat focuri de artificii în apropierea clădirii și a agățat o rangă metalică, o bucată de stofă albastră cu alb.